relație cu invitata mea, Ceraselă Roger. Spuneai că între 6 luni și 2 ani este perioada aceea în care ne simțim îndrăgostiți, în care suntem foarte atrași unul de celălalt. Când trece această perioadă apar problemele, nu? Exact. Orice relație, oricât ar fi de sănătoasă, trece prin niște faze, etape, obligatoriu. Prima etapă se numește marea îndrăgosteală, care este doar un cocktail de hormoni, efectiv este o reacție chimică. Apoi devine marea luptă, toți ajungem în acel punct. Lupta de putere în cuplu? Lupta de putere în cuplu. Majoritatea rămân acolo, 90% din cuplu rămân în marea luptă și încearcă fiecare să-și controleze partenerul, de ce ai cumpărat aia, de ce te-ai dus acolo, de ce ai făcut aia, dar eu am făcut asta, tu n-ai făcut asta. Suficient unul din parteneri să se dezvolte personal, să înțeleagă cum funcționează, să înțeleagă că este despre el și el creează fericirea lui, nu celălalt. Și atunci când unul se dezvoltă personal, începe marea negociere. Adică, uite, ok, dacă îți dorești mult lucrul ăsta, îl facem împreună, dar uite, poți să vii și în întâmpinarea mea să facem și lucrul ăsta sau poți să mă ajuți la lucrul ăsta. Deja în marea negociere nu mai este cuplu toxic. Majoritatea de la marea luptă divorțează sau rămân împreună în toxicitate, că nu știu să se ducă într-un sens sau altul. Și cum gestionăm aceste probleme care apar în această perioadă? De gestionat, singurul mod în care gestionăm, mulți mă întreabă și pe parenting cu copiii când au probleme, singurul mod în care gestionăm lucrurile, nu mergem să ne luptăm cu celălalt, să-l schimbăm, pentru că nu așa funcționăm, ci începem să lucrăm cu noi, să vedem lucrurile din altă perspectivă, să lucrăm cu noi, să ne dezvoltăm ca oameni, să fim mai toleranți, să fim mai buni, să vedem dacă se potrivește ceea ce ne dorim noi, dacă avem valori în comun, adică gândim despre noi, cu noi, în raport cu cealaltă persoană, pentru că cealaltă persoană atâta poate, atâta este. Această perioadă este și perioada în care apare infidelitatea din partea unuia dintre parteneri? Nu, infidelitatea are cu totul altă rădăcină. Infidelitatea de obicei este când eu am o copilărie grea și tatăl meu îmi spune, nu ești bună de nimic, ești un fătălău sau cer scuze pentru aceste cuvinte sau cuvinte denigratoare și noi avem nevoie de validări din afară pentru că nu ni s-au dat la momentul potrivit, nu știm să ne validăm singur, cum v-am dat eu această listă, este fix validarea de care ai nevoie să-ți o dai tu ție ca să-ți crească stima de sine, n-are legătură deloc cu partenerul de acasă, atenție, ci avem nevoie noi de validări de la celelalte persoane că încă suntem atractivi, că încă putem atrage, ca să ne valideze, vai, n-am cunoscut o femeie ca tine, vai, n-am mai văzut un bărbat ca tine și n-am vrea niciodată să-l facem pe cel de acasă să sufere, n-are decât cu mici excepții când ne răzbunăm, dar asta eu, noi vorbim de lucruri normale, da? Niciodată un om dintr-un cuplu nu pleacă că celălalt are un defect sau că nu se poartă bine, niciodată, ci nevoile lui de validare, lipsa de stimă de sine, deși poate fi un om foarte puternic care controlează, are nevoie de validări, deci pleacă nevrând să rănească pe cel de acasă. Da, dar dacă partenerul ei oferă aceste validări, se mai ajunge la infidelitate? Da, pentru că nu e suficient, atâta timp este ca la copii. Spunea, a, tu îmi spui că sunt frumos, că ești mama sau tu ești soția. Deja validarea aia nu mai are nicio valoare, ai nevoie de validări noi. Cu adevărat, noi nu avem nevoie de validări din afară. Noi e important să avem stimă de sine, să ne validăm noi, să avem încredere în noi că așa cum suntem, în evoluție suntem minunați în fiecare moment cu informația pe care o deținem în acel moment și să vrem să evoluăm. Pentru că ceea ce nu evoluează moare. Oricum. Spuneai că 90% din cupluri ajung la despărțire când se întâmplă marea lupta de putere, exact, marea luptă. Exact. Cum știi că ești într-o relație toxică? Cum știi că nu poți depăși această problemă? Primul lucru, trebuie să înțelegem 100%, nimeni nu schimbă pe nimeni. Deci să nu mai așteptăm că într-o zi cade o bucată de meteorit partenerului în cap și se schimbă. Pentru că noi singuri, când facem declicul și vrem noi, din suferințele noastre, să schimbăm anumite obiceiuri, ne este foarte greu și de cele mai multe ori nici măcar nu reușim. Dar cum am vrea să explicăm celuilalt cum să fie și el să vină în întâmpinarea noastră, fără ca el să se gândească că are nevoie de vreo schimbare? Da, da, se întâmplă de foarte multe ori și am auzit cu toții replica aceasta, pe când ne-am cunoscut îmi aduceai flori, acum te-ai schimbat, nu mai ești cel de la început și așa mai departe. Pentru că în momentul ăla și el era cu o bombă de hormoni în el și el era o reacție chimică, nu era el cu adevărat. Deci nu s-a schimbat acum. Cum s-a schimbat atunci? Adică a fost
ca un fel de excitant care îl ia atunci și se întâmplă niște lucruri. Uh-huh. Dar în momentul în care se termină, ești tu cine ești. Adică îmbraci o haină mai strâmtă. Ca de mască. Ca o mască și pocnesc nasturii după vreo câteva luni. Cum ne dăm seama că suntem într-o relație toxică? E un lucru foarte simplu. Când întrebăm și cerem voie să cumpărăm un tricou, să mergem undeva, să facem lucruri care ne plac, este o relație toxică. Pentru că tu ceri voie ca tu să existi ca cine ești și ca ce simți să fii. Acolo este un sentiment de frică, de teamă, ești abuzat. E un sentiment, da, ești abuzat emoțional, ești spărat pe creier, în puține cuvinte, ești abuzat emoțional și crezi că tu nu faci lucrurile bine și trebuie să ceri voie. Adică e important este să informăm. Uite, mi-a plăcut tricoul ăla, mi-l cumpăr, chiar dacă tu nu produci bani în momentul ăla. Bine, acum nu luăm banii de la perdele să cumpărăm tricou. Eu vorbesc de lucruri normale. Uh-huh. Uite, ies și eu în seara asta cu prietenele, nu îmi dai voie, dar nu te supăra, dar tremur toată când îți cer voie sau el vrea să se ducă într-o seară la bar cu prietenii și ea face crize și așa mai departe. Adică e important să fim cine simțim nevoia să fim, să fim noi înșine. O relație normală este când nu faci niciun efort să fii cine ești și ești acceptat pentru ceea ce ești și nu faci efort, ci faci din plăcere și din bucurie și te bucură când celălalt se bucură. Adică expresia iubirii este când tu, Dana, faci lucruri care te bucură, eu mă bucur pentru tine, indiferent că mă incluzi sau nu. În momentul în care mă interesează la ce oră vii, vreau să fac asta, alea sunt nevoile mele și n-au nicio legătură cu iubirea, au legătură cu rănile mele și nevoia mea de control. Și gelozia? Gelozia este nesiguranță 100% de mine, pentru că de ce aș avea nevoie să controlez pe cineva ca să fie cu mine? Atâta merit? Eu am nevoie să stea cineva de bună voie și nesilit de nimeni și dacă vrea să fie în altă parte, welcome să se ducă în altă parte, indiferent ce simt. Eu nu merit să fiu cu cineva care visează să fie într-un alt pat. Eu vreau cu cineva care visează în fiecare zi să fie cu mine. Și atunci chiar și după 20 de ani? Chiar și după 20 de ani. Și atunci n-am nevoie să controlez pantalonul, să cred că el stă cu mine pentru că îl controlez eu în telefon? Nu, el stă cu mine pentru că dorește să fie în locul ăla. De asta e lipsă de stimă de sine când suntem geloși și este la fel nevoie de control. O regăsim peste tot. Asta vreau să și spun, când avem nevoie de control, suntem nesiguri pe noi și simțim că ne fuge pământul de sub picioare dacă nu suntem în fric control. Adică și nu ești niciodată de fapt în control. De fapt nu ești în controlul tău, în stima ta de sine, nu ești în control la cine ești, nu ești în control la ce te aștepți tu de la tine să faci, că nu faci nimic din ce te aștepți tu, nu ești punctual sau nu mănânci ce trebuie sau e clar, dar te aștepți ca ceilalți să facă ce vrei tu. Și de ce rămân foarte mulți oameni în astfel de relații toxice? Din frici. Au senzația că nu o să mai găsească altcineva, că nu o să se descurce cu banii, mai ales femeile, că nu o să mai fie altcineva, nu numai partenerul de obicei le spune, nu o să mai găsești unul ca mine, nu te mai iubește nimeni, le abuzează emoțional, le spală, dar e valabil în ambele sensuri, da. Sigur că da. Nu o să mai stea nimeni cu tine, ești plină de defecte, ești plină de defecte, nu ești bun de nimic. Sau... Și atunci devii foarte nesigur pe tine și începi să crezi toate aceste lucruri care nu sunt adevărate și rămâi, marile frici sunt astea, nu mă descurc material sau nu mai stă nimeni cu mine sau la vârsta frică mea. De singurătate. Și de obicei femeile sunt mult mai fricoase decât bărbații. Bărbații sunt mult mai comozi. Le este foarte greu să iasă dintr-o relație. Le e bine așa, încearcă chiar să... dacă nu le este chiar bine dacă de fapt. Nu este bine de fapt, exact. Nu. Și foarte, foarte multe relații sunt toxice, de fapt. Este bine să faci un compromis într-o relație? Care ar fi compromisurile acceptate, să le spunem așa, într-o relație? Aș face o metaforă cu o casă. Casa are o fundație, da, și are 4 stâlpi de rezistență. Dacă vrei să mai lărgești bucătăria și muți un perete care nu e zid de rezistență, e binevenit, nu se întâmplă nimic, da? Ăla înseamnă pentru mine un mic compromis, da? Dar dacă te duci și tai un pilon de rezistență, cade casa. Adică, de exemplu, fiecare om
și vă rog și voi acasă să faceți lucrul acesta, găsiți-vă cel puțin 4 valori care vă reprezintă. De exemplu, pe mine mă reprezintă cariera mea de coach, de life coach. N-aș renunța niciodată la ea, am avut discuții pe tema asta, ar fi însemnat ca eu să nu mai fiu eu, dar pot să renunț să mă duc într-o seară cu prietenele sau pot să renunț să-mi cumpăr o rochie scumpă sau anumite lucruri nu sunt pentru mine acele valori care mă reprezintă. Dar în momentul în care tu, omule, renunți la una din valori principale pentru tine, de exemplu, mie îmi place socializarea foarte mult, îmi place să stau între oameni și dacă mă ții în casă și dacă mă ții genul să nu ieșim, pentru mine, adică, dar nu e doar distracție, e un mod de viață, e un style, un stil de viață. Și dacă vrei să-mi tai lucrurile astea, pe mine înseamnă că trebuie să nu mai fiu Cerasela, trebuie să fiu altcineva cu un alt caracter, ceea ce nu se poate. Numai că noi nu ne știm valorile și renunțăm foarte ușor la ele și ajungem la depresie, ajungem la depresie cronică, la ajungem la pastile, la afecțiuni și așa mai departe, pentru că renunțăm la cine suntem cu adevărat. Deci da, compromis înseamnă lucruri care pentru tine nu sunt o valoare principală. Dacă sunt cei 4 stâlpi care te reprezintă pe tine, Dana, de exemplu emisiunea sau munca ta, nu știu, copii sau familie, sau fiecare are alte valori, da? Sau prieteni și spune cineva, nu mai ești cu prietenea. Păi dacă pentru tine fac parte din valorile tale, nu ai cum să... Și dacă renunți, renunți, dar frustrarea te va duce să te îmbolnăvești, să devii un om nefericit, nu face sens. Deci compromis înseamnă ceva care pentru mine nu este important. Ce sfat ai pentru cei care vor să iasă din anumite relații care sunt toxice, așa cum spuneai, care le fac rău, dar nu au curajul? Le-aș spune că se întâmplă miracole atunci când pășim în gol. Adică, tot așa cu o metaforă, m-am uitat la un film și spuneam bilețelul ăla pășește în gol și era pe un vârf de munte, era Indiana Jones, cred. Și se gândea, mamă, era un hău acolo, dar în momentul în care a pășit în gol, a ieșit o lamelă și din nou o lamelă. Deci când decidem să plecăm, indiferent că n-avem niciun ban, niciun ajutor, vor veni, garantez, vă semnez eu astăzi în emisiunea Danei, vor veni ajutoare, oameni, link-uri, bani, din lucruri nevăzute pentru că ai luat o decizie. Pentru că suntem la lumea nevăzută. Crezi în iubire până la adânci bătrâneți? Cred în iubire atâta timp când ambii sunt fericiți și sunt bine și armonioși. Când nu mai este această armonie, indiferent de vârstă și moment, este bine să mergem într-o nouă etapă a vieții noastre. Îți mulțumesc tare mult, Cerasela, că ai fost astăzi alături de noi și te așteptăm cu drag oricând să vii. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit.